Direcția de Asistență Socială de VAS, sau DAS, cum mai este cunoscută instituția, continuă programul de distribuire a laptelui praf gratuit pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern. Laptele praf gratuit este distribuit în cadrul Programului Național de Sănătate a Femeii și Copilului 6. De la începutul acestei ediții a programului, adică de la 1 noiembrie 2021 și până la finele anului trecut, DAS de va distribui circa 120 de cutii de lapte praf gratuit. Laptele praf gratuit este destinat atât copiilor din municipiul Deva, cât și celor din alte localități ale județului, dacă primăriile acestora nu au încheiat un contract cu Direcția de Sănătate Publică Hunedoara pentru distribuirea laptelui praf. Și în anul 2022 continuă la nivelul Direcției de Asistență Socială programul de distribuire a laptelui praf gratuit pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 12 luni. Ca și până acum, acest program este destinat atât copiilor din municipiul Deva, cât și celor din alte localități ale județului, acolo unde primăriile nu au încheiat contracte cu direcțiile de sănătate publică. Trebuie să precizăm că până la finele anului 2021, Direcția de Asistență Socială a distribuit în mod estimativ 120 de cutii de lapte praf, atât pentru formula Milupa Milumil 1, cât și pentru Milupa Milumil 2. Un copil poate beneficia lunar de maximum 5 cutii de lapte praf în funcție de recomandarea medicului de familie. Laptele praf se distribuie la sediul DAS Deva, situat pe strada Ile Caragiale numărul 4, pe bază de rețetă eliberată de medicul de familie. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0724-253-852 de luni până joi între orele 8 și 16 și 30 de minute și vineri în intervalul orar 8-14.